Bună seara din nou, după pauză, sperăm noi, benefică pentru TLM. Continuăm emisiunea despre învățământul tehnic în impas cu doamna profesor, doctor inginer Carmen Bulibașa, director al Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida din Iași. Doamna profesoră, discutam despre tineri, pentru faptul că marea majoritate a forței de muncă în România sunt peste 60 de ani, spre deosebire de alte țări, am dat exemplu Germania, unde marea majoritate sunt sub 40 de ani, și puneam problema ce se întâmplă în 3-5 ani de aici încolo dacă continuăm așa. Haideți să dezbatem în continuare acest subiect, pentru că dacă răbdăm azi de foame, mâine, încă un an, încă doi, încă cinci, unii o spun ajunge, ca și cum a ieșit lumea acum pe vineri, parcă a fost prima zi de libertate, nu? Sau sâmbătă, vineri. Bine. Așa, ați văzut și sâmbătă și duminică, dar putem răbda o bucată de timp, dar nu la infinit. Deci măsurile trebuie luate de ieri, nu de azi sau de mâine, de ieri. Și care credeți, după dumneavoastră, om cu experiență, învățământ, și de ce nu? Nu vă măgulesc cu nimic, spun adevărul, cu multă știință de carte, dar cine vreți să dea soluțiile? Oamenii fără carte? Oamenii cu știință de carte și cu bunăvoința de a face bine societății, ca dumneavoastră. Haideți să, dacă aveți niște idei, poate ne ascultă cineva și ia pildă. Vedeți de obicei, când ies și câte un ministru la televizor, vă puneți vată în ureche dacă nu vreți să închideți televizorul, că de multe ori vă e jena. Nu spuneți că nu e așa. Da, haideți să vedem ce soluții avem ca să nu ajungem în vreo 5 ani în postura de a ne găsi, nu conaționale, din tot globul, forță de muncă pe străzile din România. Noi ca școală nu ne dorim așa ceva. Eu spun că peste 3-5 ani vin acei elevi de școală profesională. Cetățean român nu-și dorește așa ceva. Da, deci vin momentul ăsta. Vorbim de școală profesională și învățământul profesional dual. În primul rând, ce ar trebui investiție mult mai multă în învățământ. Deci ca investiție de agentul economic să investească, pentru că noi ca profesori suntem specializați, suntem capabil de a pregăti copilul, dar, repet, la noțiunile de bază, pentru că fiecare agent economic are un anumit specific. Competențele specifice locului de muncă îl capătă prin practica care o face la agent economic. Dar ABC-ul îl face în școală. Deci, de asta spun, mult mai multă investiție în școală. Și ar mai repet, o legislație clară, atât pentru școli, atât pentru agent economic, pentru a nu fluctua, să știi că peste 5 ani există, nu există, am anumite facilități, nu am anumite facilități. Eu cred că astea sunt cele două soluții cel mai bun. Iar copiii vin, de exemplu, vorbim de școală profesională, de liceele tehnologice, deci asta e forța de muncă. Atât timp cât au niște exemple bune. Se poate, cu școala pe care o absolv, să devin om. Deci să fac o școală profesională, să fac un liceu la seral, la zi sau cu toate oportunitățile, apoi poate să fac o facultate, poate să meargă mai departe, să evolueze profesional. Deci nu credeți că dacă ai terminat o școală profesională, gata, atât mă opresc aici. Am foarte multe exemple de foști elevi, că am ceva, apropo, dacă am ceva ani vechime în învățământ, care au început de la școală profesională și au ajuns, făcut și facultate și sunt director de compartimente, de firme, au firme proprii. Deci se poate. Se poate, dar trebuie să-ți dorești să muncești și adică dacă tot vorbea de vată, nu te mai uiți așa de mult la alte exemple și să aplici idealul pe care și-l creează fiecare. Și cred și educația de acasă. Deci și educația, deci și părinții să investească mai mult timp în copii. Acum, dacă au stat acasă, cred că au investit în copii și au văzut... La 6 ani de acasă sau la 7? Care vreți dumneavoastră? 6-7 ani, e bun și așa și așa, numai să fie cât mai mult și părintele să știe copilul, adică dacă ajut copilul să-i creezi un drum în viață. Deci o perspectivă pentru ce poate. Pentru că nu putem ști că, de exemplu, chiar dacă îți dorești să spunem copilul meu să devină medic,
Nu toți pot deveni medici. Nu toți pot deveni profesori. Da? Deci trebuie să ai o vocație. Trebuie să ai o vocație pentru ca să faci ceva, sincer vă spun. Iar la meserie se spune dorești. Să ai mână. Da, să-ți dorești să faci ceva, să o faci cu drag absolut meseria pe care ți-o alegi. Da, doamna profesor. Trebuie să existe în viața o legătură. O legătură în așa fel încât să fiecare să se poată duce într-o carieră sau pe un drum în funcție de calitățile și capacitățile sale. Haideți că să ne spunem și nouă, dacă reușim să facem lucrul ăsta, și eu știu că nu reușim, și pentru că nu reușim și facem ca botini, rezultatul acestei nereușite sunt oameni ca botini. Să vedem ce ar trebui să facem ca să putem îndruma pe fiecare pe un drum pe care el să ajungă la un final în care să fie la locul lui, cum se spune. În primul rând văd consiliere. Deci consilierea elevului chiar din clasa întâi. De și a părintelui. Și apoi, dacă nu vreți, întâi, poftim, a patra, a treia, a patra, pentru a-și canaliza anumite posibilități care sau perspective, ambiții, abilități pe care să le aibă. Când ajung, de exemplu, în clasa a noua, să știe că își dorește anumit lucru. Pot fi și cazuri care se schimbe, de exemplu, termină clasa 12 și după aia s-a schimbat complet. Face un liceu tehnologic și a ajuns la medicină. E foarte posibil. Și dacă i s-a indus o anumită direcție care nu are nicio legătură cu, bine, vă dați cu calitățile lui. Da, dar dacă consilierea este făcută la timp și atât și a părintelui. Da? Aici am vrut și a părintelui, da. Consilierea, nu numai elevului, și a părintelui. Pot fi și posibilități, adică să eronăm viitoarea, deci capacitățile viitorului copil, dar în general să știți că nu. Frustrarea părinților nu duce pe drumuri greșite odraslele? Da, de obicei, câteodată părinții au impresia copilul poate mult mai mult decât cât efectiv poate. Nu, ce n-a putut părintele în viață și și-a dorit, da, îl împinge pe copil, da, pe așa. Drum, neținând cont de capacitățile și calitățile lui. Așa e, să știți că așa e. Și atunci cum facem? Nu trec mai departe. Haideți să ne lămurim că... Deci atunci trecem la educația părinților. Da? Adică și părintele... Îmi place ce ați spus. Dar există, de ce? Deci consilieri, educația părinților... Să-i facem să înțeleagă că acel copil... Atât poate. Atât poate și acolo este locul lui. Să-i arătăm că un electrician auto câștigă atâția bani decât un... Nu neapărat un medic. Acum medicii câștigă foarte bine. Dacă e medic primar, profesor universitar în medicină, câștigă foarte bine. Dar... poate câștiga cât un avocat, nu pentru că duc în derizoriu meseria de avocat, dar sunt atâția încât este o inflație de juriști și calitatea muncii influențează și repartiția meseriei se face destul de greu. E greu ca să ai să ai o clientelă de valoare care să-ți plătească la adevărata muncă. Atenție, meseria care o ai. Avocați sunt mulți, juriști sunt mulți, inflația există, dar puțini găsesc soluții. Și atunci, în condițiile astea, să le arătăm părinților că acolo unde la potențialul lui, el poate să o ducă mai bine decât unul cu multă carte, se simte util. Când se duce un doctor la un service și vine doctorul în electricitate și pune aparatele, testere și spune, domnul doctor, uitați, piesa e stricată, luați mașina asta până după amiază, trebuie să-mi vină piesa, în 5 minute am schimbat și vă dau mașina, face domnul doctor niște ochi și mulțumește frumos. Că el se grăbește săracul în sala de operații, mai ales dacă îi dai. Deci poate fi stimat, este un electrician, dar până să ajungă aici, la valoarea asta, trebuie multă știință de carte și multă muncă. Da. Asta vi le spun în cunoștință de cauză.
Deci, până la urmă, orice meserie este bună, dacă, de exemplu, și un electrician, un instalator, orice, da? Un mecanic auto, că apropo vorbea de, da? E sensibilă problema, dar v-am spus, trebuie și acel meseriaș bun, dacă îi place ce face, eu cred că poate reuși. Nu trebuie neapărat să ai nu știu câte titluri ca să poți să devii un meseriaș bun. Dar nicio legătură. Da? Trebuie să dorești, dar mai e o zicală la români. Meseria e pâlne de argint și gâtul pâlne de aer. De aur, pardon. Dar nu e o brățară de aur? Meseria? Și o brățară, da. Deci nu sunteți de acord cu pâlnia. Nu. Doar cu brățara. Cu brățara. E, atunci se spunea altfel. Meseria e o brățară de aur și gâtul e o pâlnie de argint. Bun, mergem mai departe. De fapt, în domeniul ăsta avem o experiență tristă. Vă ați aminte că după 90 nici nu mai discuta cineva de inginer. Când spui inginer, te gândești la activitatea productivă. Cine mai avea nevoie de producție? Toată lumea lua blugul din Turcia și îl vindea în România. Sau cine știe ce jafuri, care, absolut orice se vindea în România. Da. Dar de-a lungul timpului s-au cam umplut aceste găuri și există o anumită orientare cât de cât. Dar trebuie să recunoaștem că România este o țară a multor oportunități nevalorificate. Avem acest pământ minunat, care de ce să nu o recunoaștem, îl vedem încă ne arată în totalitatea lui, neîngrijit. Sau avem acest pământ care nu produce la adevărata lui valoare din diverse motive. Nu e lucrat când trebuie, cum trebuie. Nu se folosesc substanțele care trebuiesc și când trebuiesc. Așa, nu se folosește semințe adecvate solului. Nu se folosește acea știință care se ocupă de compoziția solului, ca în funcție de ce are solul să știu ce cultiv. Și o sumedenie întreagă de lucruri. Și atunci tot ce avem noi în jur n-ar trebui cei care știu mai bine să îi îndrume pe aceste domenii cu oportunități? Ba da, de ce nu? De ce nu? De și ce cum nu? O facem? Apropo, vorbim de agricultură. Trebuie tot investiții în irigație, în semințe de calitate, în specialiști care să... Ca în orice domeniu. Fără specialiști și fără investiții nu putem face. Distinsă, doamna directoare, când nu aveam ajutoare sociale, când țăranul își iubea pământul, nu-l vindea pe băutură, trudea de dimineața până seara picat din picioare. Acum avem crâșme pe la, și cu garduri, se duce gospodarul nostru la crâșmă, tot n-a plouat, mai udă gardurile cât poate, vine poștașul și îi mai dă să semneze într-un caiet că banii a luat cel cu crâșma și ne plângem că nu avem forță de muncă și eu am un principiu, dar îl spun pentru copii, că mi-e rușine față de aia mare, că banul nemuncit te obișnuiește rău. Și un copil, când începi să-i dai un bănuț, fără să fie ca un stimulent pentru un merit al lui, de învățătură, că și învățătura e muncă, de ajutat în gospodărie, că este obligatoriu să înveți, și așa mai departe, nu spun de omul mare, care e un dezastru, pentru că este cea mai mare greșeală, începând cu copiii, terminând cu cei mari, ca să dai pomană, să dai un ban pentru nemuncă. Că în felul ăsta încurajezi nemunca. Aici, ce am putea totuși să facem, pentru că nu se poate continua așa?
Da, vă dați seama că ești un exemplu la copii. Vă întreb în calitate de om și profesor. Da? Ești un exemplu la copii, nu? Dacă vede că poate să stau și să vină banul, pentru ce să muncesc? Aici e problema. Da? Adică el trebuie să fie conștient că banii, și ești banii ăștia nemunciți, vin o anumită perioadă. Dar totuși trebuie să muncești ca să poți să-ți faci o bază materială, o bază în societate. Eu nu înțeleg pe cei care efectiv stau și așteaptă să vină bani. Nu pot, nu? Asta nu pot înțelege. Și nu, deci... Dar pe cei care au uitat să treacă la școală vă două luni de zile și primesc leafa întreagă? Nu știu. Nu? Dar vă referiți la profesori? La școală, la orice școală. Nu, adică mă gândesc, dacă vorbeați de leafă de acum înseamnă că sunt angajat la școală. Nu știu, eu nu am cazuri de astea, nu. De ce să mint? Nu. Adică nu pot să spun că uite așa se întâmplă. Nu știu. Vă spun din start, nu știu, dar nu m-am întâlnit cu așa situații. Dar copilul trebuie de mic învățat, că trebuie să muncească pentru a putea câștiga. Dar eu vă spun că și exemplele care le văd în jur foarte mult influențează. Da? Mass media. În primul rând. Exemple de la prieteni, de la asta, se pleacă în străinătate, stau 2-3 luni, se întorc cu nu știu ce mașină. Cum o câștigatul? Nu știu, că nici acolo nu puteți spune că munca este foarte grea în străinătate. Nu credeți că dacă s-a dus în străinătate, a muncit și a venit cu 10.000 de euro sau ceva. Da, acolo cu răuri de lapte și miere, doamna. Păi asta le se inoculează. Când străinătate, dacă te duci, muncești, câștigi foarte mult. De-aia vin înapoi acum. Nu mai au loc prin vâmp să se întoarcă în țară. Deci, sunt multe, multe de vorbit, multe de schimbat, multe. Foarte multe de schimbat în mentalitatea omului. Dar știți cum e, vorba dumneavoastră, fără muncă nu poți să faci. Nu se poate. Mulți investitori, și în special din județele Moldovei, se plâng că nu pot realiza o dezvoltare în diverse domenii, datorită faptului că infrastructura este de proastă calitate. Pe lângă faptul că este un adevăr, stai și te întrebi, dar de ce străinii își dezvoltă hipermarketuri pe aceeași infrastructură care este în zona Moldovei? De ce unii pot și alții nu? Pentru că vorbeați de hipermarketuri, probabil investiția e mai mică, profiturile sunt mai mari, pe când în industrie e cam invers. Investiție mare, muncă foarte multă, probabil asta este un motiv. Adică spuneți că e mai ușor în comerț decât... Da, părerea mea, adică profitul cred că este mai ușor, investiția este mai mică, dar aici ne trebuie și specialiști, deci într-o întreprindere, da? Într-o fabrică, unde au producție. Și de plecând de la materie primă, specialiști, infrastructură și așa mai departe. Părerea mea. Câștigul este mult mai rapid în vorbind de hipermarket, supermarketuri, în față de producție. Producția durează mai mult. Mai mult, e mai greu. Da. Mult mai greu. E mai greu să muncești. Nu e mai greu să muncești, e mai mare investiția. Da. Și oportunitățile sunt mai mici, profitul e mai mic. E altă, s-a schimbat puțin regula. Și munca e mai ușoară, poate, în alt domeniu. Să le spun telespectatorilor până unde poate ajunge un profit normal. 8-10%. 12-14% este un profit excepțional. Peste 15% se cheamă hoție. Eu vorbesc de normalitate. Și atunci să înțelegem unde se realizează profit de 30%, de ce statul nu intervine? Nu mă întrebați pe mine. Îi întreb că unii din ei se uită la noi. Bă, frate, când am văzut că e 30% profit... Am dreptate atunci, nu? Pune cărțile pe masă, caietele, tot. Cai, 1, 2, 3, 5, 7 registre sau câte mai acolo. Și dacă știi carte, te uiți odată așa și... Ce ai făcut aici? Deci eu, v-am spus, eu sunt profesor, eu formez, nu sunt parte de economic, așa că nu mă întrebați pe mine ca și nivel de profit. Da. Deci trebuie să investim. Întrebarea e de ce unii pot și de ce alții nu, de ce să vină din afară
cu transport, cu toate taxe, cu tot, la prețuri mai mici decât în România, explicații sunt. Ei au subvenții de 3-4 ori mai mari decât la noi, la noi materiale sunt mai scumpe, forța de muncă, nu avem tehnică și tehnologie de vârf cum au ei, dar, stimați telespectatori, mâncați o roșie românească, chiar de seară, și vedeți că are miros și gust, și mâncați una adusă din Turcia, a cărui rădăcină are un suport și textil de multe ori, restul prin furtunaș, furtunel, cum să-l zic, care să-i diminutivă de la furtun, printr-un furtun subțire, primește apă cu săruri și se dezvoltă. Da, doamna Brășan, defecțiunea la emisiunea asta este că timpul trece foarte repede. Trece, ce trebuie să schimbăm în câteva minute în societatea românească ca să dăm mai repede și mai ușor relele să le dăm să se ducă? Să se ducă la alții, nu la alții, să se ducă în râpă, să fie îngropate toate relele. Eu cred că după aceste două luni de pandemie care este, cred că o să schimbe multe. Să schimbă? Da, eu așa cred. Da. Și probabil nu vreau să acuz pe nimeni, valorile. Dar de când am reprimit drepturile omului, ca să le definesc așa, văd mai multă violență, mai multă agresiune. Și găsești o explicație. Găsești o explicație. Deci societatea nu merge spre armonie, spre dezvoltare, spre, cum se spune, toleranță, spre sprijin. De ce nu? Da, nu am. Deci, vreau prea mult. Da, da, adică nu violența trebuie să primeze. Trebuie să primeze altceva, deci buna creștere, dorința de a munci, de a face ceva mai bun. Nu violența. Violența nu. Nu sunt de acord absolut deloc cu ea. Nici în domeniu. Da? Trebuie recanalizate, regândite lucrurile pentru ca fiecare să dea ce ai mai bun. Deci să putem, să avem un plus valoare tot timpul. Pentru că sunteți dascăl. Credeți că duritatea unei măsuri coercitive duce la îndreptarea individului? Nu. Hai să o comentăm puțin. Pentru că multă presă propovăduiește duritatea. Eu, printr-o măsură neadecvată proporțional cu fapta, consider că îi rup picioarele degeaba. Cum poți să dai 20.000 de lei amendă unui om care nu câștigă banii ăștia nici în jumătate de an? Nu, duritatea, dar cum e cu fructul, interzis, dacă tu îi constrângi, îl constrângi foarte tare, atunci când o să aibă libertate, atunci chiar o să facă ce nu trebuia să facă. Știți? Nu. Trebuie o linie dreaptă ca să vedem posibilitatea de a fi bine în continuare. Deci să canalizăm toate eforturile, deci după ce am văzut ce a urmat, deci pentru a crește calitativ. Deci calitativ. Această pandemie va schimba ceva în învățământ? Da, o să schimbe foarte multe, dar schimbă în primul rând în modul nostru de a fi. Ne afectează, ne-a afectat. Da? O să vedem altfel, vedem, deci v-am spus, vineri a fost prima zi, ceva spuneți, azi a fost a doua zi de libertate, așa. Deci încercăm să ne adaptăm noilor cerințe, cel puțin cu distanțarea socială, pentru că restul nu putem spune. Deci acum fetele și băieții nu se mai pupă, nu? Prin masc. Folosim masc. Prin masc. Dacă nu sunt aer liber. Nu. Deci, schimbăm puțin regulile, dar eu sper să fie mai bine și omul să vadă perioada asta de constrângere, pentru că teoretic au fost constrâns să rămână în casă, să nu plece, să asta, ca să nu se mai întoarcă la așa situații. Ar trebui scris la fiecare în cartea de muncă, chiar dacă n-am muncit două luni de zile de stat în casă. Nu, soluții. Da. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne asculta. Mulțumesc doamnei profesor inginer dr. Carmen Burlibașa, director al Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida din Iași, pentru plăcerea de a fi împreună cu dumneavoastră. Iar mie nu mă rămâne decât să vă doresc, ca de obicei, multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și nu uitați, nu mor cai când vor câine. O seară bună!